cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Bine ne-am regăsit la cafeaua de dimineață. După ce ieri am făcut pauză din motive de muncă, am pregătit ziarul și pentru joi, astăzi revenim și într-un fel mergem mai departe cu emisiunea de luni, numai că de data asta nu voi mai bate câmpii eu aici de unul singur, vom fi doi care vom vorbi. Alături de mine este președintele PNL Neamț, domnul George Lazar. Bine ați revenit! Bună dimineața și telespectatorilor dumneavoastră! Spuneți să batem câmpii împreună. Asta am zis, nu mai bat eu singur câmpii, batem și câmpii. Și dealurile și munții. Și județul. Și județul. Mai mult dumneavoastră, mai puțin eu. E Olbasă, știți? Da, știu. La pas. Acum, eu vreau înainte de a vă prezenta să fac o chestie, dar am zis după aia, hai să o discutăm împreună. Vă rog. Sunt un cititor atent a hotărârilor, a proiectelor de hotărâri de consilii județene, locale, etc. Și citesc un proiect de hotărâre la Consiliul Județean. Nu le-am mai citit de mult. Deci eu îl citesc ieri. Alaltă l-am citit. Așa. Spune așa. Eliberarea din funcție de consilier a domnului Manole, de la PNL. A, știți pe ce. Mă uit curios. Cred că e o greșeală. Mă uit curios, caut. Bă, când a depus ăsta jurământul că nu știu să-l fi depus? Și că nu l-a depus. Curios. Întreb la Consiliul Județean. Cum la Consiliul Județean trebuie să fii disciplinat? Ca să întreb, am sunat la purtătorul de cuvânt. Purtătorul de cuvânt, care evident n-avea de unde să cunoască subtilitățile legii, s-a dus și a întrebat. Și mi-a răspuns ceva de genul. Pentru că nu a refuzat să depună jurământul de consilier județean, modalitatea de a renunța la mandat este prin anunțarea demisiei. Adică, omul ăla n-a participat la nicio ședință. Da, n-a depus jurământul. N-a fost validat. Corect. N-a depus jurământul, dar trebuie să-și dea demisia. Am pus mâna pe telefon și am sunat doi secretari din țară. Unul dintre ei a zis, domne, faci mișto de mine. Nu, domne, zic, stați un pic, e proiect de... Lasă-mă, domne, faci mișto de mine. Cum să-ți dai demisia din ceva în ce nu ești? Corect, da, e noaptea linții. Și am zis, băi, e ca pe vremea lui Dulamă, când a fost dat afară din Consiliul Județean pe baza unei anonime despre care se știa cine a adus-o și a depus-o și a acționat actualul secretar al județului, bă, hai să-l expulzăm. Deci, asta este nivelul la care se face administrație. Din păcate, da. Da, e frumos, nu? Eu sunt curios să-l plătește pentru alea 10 zile, dacă n-are cum să-l plătească. Păi și atunci cum îl pune să-și dea demisia? Păi, asta vreau să spun și eu. Nu, Alex Manole era pe lista Consiliului Județean ai Partidului Național Liberal din motive care, sincer, nu le cunosc, bănesc că sunt motive personale. La un moment dat el a înțeles, a avut o discuție cu mine și a înțeles să accepte mandatul de Consiliul Județean și a dorit să-l accepte și să intre în funcția pe care se vacantase. I-am zis că e ok, că în regulă, era următorul pe listă. Zic că asta e, nu-i problemă. Mergi și îți depune jurământul, fă formalitățile și întreține mandatul de consilier județean. Și după aia am aflat și eu acum vreo două zile la legătura cu secretarul nostru, cu domnul subprefect Adrian Ciobanu, și a zis că nu mai intenționează să parcurgă pașii pentru consiliul județean pentru că are alte priorități. Înțeleg pe zona de business și altceva. Și zic, ok, am vorbit cu el. Dar asta am aflat și eu, că omul nu a depus jurământul. Atâta timp cât el nu a intrat în prima ședință de Consiliul Județean în care să depună jurământul și să fie validat, nu poți, în mod normal, legal, tehnic, cum vreți dumneavoastră, juridic, să-ți dai demisia dintr-o funcție în care tu nu ai fost validat. Validat și n-ai depus nici jurământul. N-ai depus jurământul. Despre asta deci, e vorba. Măcar acolo, dacă erai validat. El acolo ar trebui să facă, cred că din punctul meu de vedere, o cerere de renunțare, un act de renunțare, să notifice Consiliul Județean în acest sens, iar Consiliul Județean să ia act de renunțare a acestui domn Manole și după aia să facă pașii, să parcurgă pașii juridici pentru validarea unui alt consilier județean care urmează pe listă. Cred că e vorba de Florin Cosma.
Este un norocos, domnul Florin Cosma. Domnul Florin Cosma, nu știu dacă e norocos acum, sau nu. Acum, nu știu, mandatul trecut, i-a luat locul doamnei Ioana Bulai. Acum a luat locul a doi care au renunțat ca să vină el. Nu că au renunțat. Da, au renunțat doi. Acum la Consiliul Județean, PNL urmează să intre cu doi consilieri județeni noi, pentru că Alex Manole vine pe locul unui consilier județean care și-a dat demisia, iar domnul fost consilier județean Vasiliu și-a pierdut mandatul definitiv și revocabil la instanță. Asta este o știre. A, nu știați? Nu. A, sincer, m-am luat cu alte treburi la Consiliul Județean. Am înțeles. Dar când și-a pierdut mandatul? Acum, în ianuarie, are hotărârea definitivă și revocabilă, pe care am primit-o și noi. PNL-ul, că eram parte în dosar, că l-am dat afară din partid, am câștigat după un an și ceva de lupte în instanță. Domnul Vasiliu a fost cu hotărâre judecătorească dat afară din Partidul Național Liberal, că a contestat decizia noastră, sens în care își pierde mandatul de consilier județean din partea Partidului Național Liberal. Adresele și actele au fost înaintate din punct de vedere juridic și legal la prefectură. Urmează ca prefectul să... Să emită ordinul. Să emită ordinul, sigur că da, și bănesc că va respecta legea. Nu cred să avem vreo problemă aici la prefectură. Și după aia urmează să validăm un alt consilier județean. Domnul Vasiliu și așa, toată ziua că a plecat de la noi înspre PSD, dar nu a avut, cum să spun eu, tăria de caracter, bărbăția până la urmă. Domnule, am aparținut unei familii până la un anumit punct. El s-a decis să facă parte din altă familie politică, că, nu știu, probabil mai bine acolo, treaba lui. Dar asumă-ți, adică nu rămâi în familia aia cu beneficii, adică rămâi consilier județean de pe PNL, dar tu între timp te duci la celălalt partid politic și faci acolo politică. Asta e un fel de, avea Gigi Becali o vorbă, o leacă de curvă săraie în politică și lucrul ăsta nu e un lucru care să-l asume așa ca bărbat și ca om, dacă îți dorești să fii om care aparține statului român în sensul de consilier județean sau de funcții publice. Și ne-am plimbat prin instanțe o leacă cu domnul Vasiliu vreun an și ceva, un an jumate cred că are de când l-am dat noi afară. Am câștigat definitiv și revocabil și urmează să-și părăsească funcția de consilier județean. Acum, eu întreb, într-un caz din ăsta, că nu e vorba numai de Daniel aici, Vasiliu, nu, în general. Eu, pe mine, explicat, eu vă întreb teoretic. Da. Dacă un om a stat un an și ceva de pe lista PNL și o instanță după un an și ceva, după 2, după 6 luni, da, constată că decizia PNL a respectat statutul și tot, da, beneficiile de care a beneficiat, beneficiile pe care le-a primit, da, în perioada asta, de rămân... Beneficiile sunt indemnizații de Consiliul Județean. Că da, da. Astea rămân? Rămân. Păi, revenim la primul exemplu care l-am dat eu cu hotărârea asta. Rămân, nu, e corect să-i rămână cumva juridic, pentru că el până se judecă în instanță, se prezumă că locul e acolo. E un vid legislativ aici, pentru că în perspectiva asta a legislației de astăzi, practic, este încălcată voința și democrația într-o țară, într-un județ, într-un oraș sau într-o comună, nu contează, unde de pe teritoriul statului român. Adică gândiți-vă dumneavoastră, domnul Bălescu, că, nu știu, intră un grup de consilieri locali sau un grup de consilieri județeni, da? Uite, vorbim de județ, că e probabil mai interesant și mai important. Nu știu, un partid politic scoate 10 consilieri județeni, dau un exemplu, da? După muncă, după campanie, etc. Și au acolo o poziție chiar foarte bună cu 10 consilieri județeni. Vine alt partid, nu dau nume de partid, de ca să nu deranjez pe nimeni, vine alt partid și zice, băi, ăia 10, haideți că vă fac eu cu ochiul, vă fac frumos, haideți la mine și o să primiți, nu știu, anumite avantaje, să spunem, da? Și convinge pe acei 10 consilieri județeni care s-au ales pe lista unui partid, de stânga, să spunem, da, pe care electoratul de stânga a ieșit și i-au votat și le-au dat încredere și se mută la dreapta. Și da, nu se mută oficial, votează. Se mută oficial, votează tot ce zice, da, dreapta. Și atunci votul a fost mistificat. Și pe acei consilieri județeni, partidul respectiv trebuie să aibă posibilitatea în timp real, repede, cu celeritate, să-i dea afară ca să aibă niște consilieri județeni valizi care să facă acele politici de stânga sau de dreapta, după caz. Nu e neapărat vorba de stânga sau de dreapta. Doar nu, că legislația, de logică, da, legislația astăzi ne arată că acel consilier județean, eventual dacă își pune și un avocat bun, bunișor,
te duce în instanță un an jumate, doi. Te trăgânează pe proces, un an, procedură, proces. În cazul ăsta e un caz fericit, că se putea duce până la alegeri. E mai greu până la alegeri. Eu zic, dacă începi, de-abia încep mandatul. Dar te duci un an jumate, doi cu procesul. Păi în 2 ani de zile ai mistificat votul în Consiliul Județean. Adică poate cei care au votat au dorit un proiect pe care stânga și l-a asumat. Și uite că nu mai e acel proiect, că și l-a asumat dreapta alt proiect și oamenii votează altceva. Adică nu mi se pare foarte ok. Partidul pe care îi recomandă, îi pune, îi girează pe acei oameni pe listă, trebuie să aibă la un moment dat și un cuvânt în care acei oameni să fie eliberați din funcție, să fie dați afară, nu după ani de procese. Bine, aici e o teorie, nici să nu apară abuzul din partea partidului în care, domnule, nu mai place de tine, nu mai execuți, eu știu ce dispoziții, ordine de partid, te dau afară. Nici asta nu este ok. Trebuie undeva o stabilitate, un echilibru undeva la mijloc trebuie să fie. Da, e interesant. Uite, n-am știut asta cu Daniel Vasile. Asta s-a întâmplat la un moment dat și în Parlamentul României, dacă vă aduceți aminte, cu NPR, cu tot felul de formațiuni bidon, care da, luau parlamentarii dintr-o parte. Da, acum parlamentarii nu mai au niciun fel de restricție. Păi nu au, dar și asta e o chestie nu tocmai ok. Păi degeaba ieși la vot, nu știu, și votezi, nu știu, un partid, ăla iese cum 25% în Parlament și când se trezește că trebuie să formeze un guvern sau trebuie să facă ceva. Să aibă o majoritate. Să aibă o majoritate, vezi că 5% din aia 25% da, au plecat sau 10% au migrat în altă parte, la partidul exact adversar. Păi, oamenii care au votat, au votat un partid de dreapta pentru că are o platformă politică, are un proiect pentru România. Și oamenii mistifică votul și se duc în cealaltă parte exact unde oamenii au votat împotrivă. Adică, din punct de vedere democratic, lucrurile astea nu sunt foarte ok și ar trebui reglementate mult mai strict de legislativ. Da, acum stăteam și mă gândeam zilele trecute că la alegerile din 2009 parcă am avut un referendum alea cu Parlamentul, după care la alegerile din 2019 am avut un alt referendum pe justiție. Da. Așa am avut un referendum pe justiție, cu două întrebări, apropo de chestiile astea care că interesa România și Europa, corupția, cu așa. Și că le interesa, mă rog, le interesa pe undeva, nu știu. Și mă gândeam acum, apropo de discuția la zi, vom avea europarlamentare cu locale sau nu, dacă iarăși vom avea două săli cu vot, ce noutăți aveți? Noutăți aș vrea și eu să aflu mai exact. Deocamdată nu am vreo noutate în acest sens. Sunt discuții într-adevăr și în interiorul Partidului Național Liberal. Înțeleg că și la cei de la PSD sunt discuții pe tema asta. Există această perspectivă a comasării alegerilor europarlamentare cu locale. Noi, Partidul Național Liberal, am asumat de ceva timp, cam cred că în ultimul an am asumat expresia de dorința noastră, aceea de a comasa turul 1 de la prezidențiale cu alegerile locale. Aia nu ni se părea și mi se pare în continuare. Aia ar avea o logică. Are o logică. Aia are o logică. Corect. Dar asta de acum... Nu știu. Aici nu văd nicio... Bun, găsim elemente și pro și contra, și de logică și de mai puțină logică. Înțeleg că această... Eu am fost săptămâna trecută la Iași și marți și miercuri am avut întâlnire cu conducerea partidului și cu președintele Nicu Ciucă. Nu a fost această discuție. Această discuție a apărut în spațiul public joia trecută prima dată prin intermediul domnului prim-ministru Marcel Ciolacu. Înțeleg că, și a explicat și domnul președinte Ciucă în sensul ăsta, această voință, acest lucru a apărut din zona PSD-ului, nu din zona PNL-ului. Această propunere apare din zona PSD-ului, nu din zona noastră a liberalilor. E o temă de discuție pe care o abordăm și noi în interiorul partidului. Am cântărit-o și noi la nivelul județului Neamț. Pare și părți bune, are și părți mai puțin bune. Ca într-o analiză SWOT, puncte tari și puncte slabe. Acum, cum se va decide, așa vom merge. Dacă se va decide să fie împreună, cu toate că nu văd, văd foarte multe probleme care le-ar putea cauza, asta să fie, ne pregătim. Stau și mă gândesc așa, cum și-ar face reclamă, mă rog, reclamă, campanie, un primar, ducându-se într-o zonă agricolă, ducându-se și spunând așa,
vom dezvolta cu tare, cu tare, cu tare, facem cu tare. Și pe de altă parte vine partidul și spune: domne, noi vom încerca să obținem subvenții egale în Europa cu restul agricultorilor. Vedeți ce se întâmplă, am luat exemplul ăsta. Da. Deci, se bat lucruri cap în cap. Ce mi se pare mie mai ciudat, în afară de propaganda de campanie electorală, de propaganda politică, următorul aspect. Dumneavoastră sunteți primar, dau un exemplu, un exercițiu, da, la Comuna X. Corect. Și pe aia vine unul și stă 3 luni în spatele meu. Eu vă contracandez pe dumneavoastră și se presupune că și câștig alegerile în favoarea mea și de favoarea dumneavoastră. Asta înseamnă că pe 9 iunie eu teoretic sunt primarul ales, da? Iar undeva până prin octombrie, poate chiar noiembrie, că atunci s-au depus jurămintele de către primar. Bata pampiua. Așa, eu fac ture în jurul primării, mă pregătesc, mă încălzesc, alerg acolo, dumneavoastră stați bine mersi pe fotoliul de primar. Nu mai aveți autoritatea morală în primărie, da, și... Da, dar pot cheltui, pot face niște lucruri ca să-ți las o moștenire, domnul Lazar. Și faceți repede un împrumut spectaculos în primărie, faceți și angajați și niște cheltuieli spectaculoase. Că încă am majoritate în Consiliu. Exact. Și eu când o să intru, o să am un mandat de 4 ani, în care doar voi fi ca la un fel de contabil sau de... Tot plătesc bani, tot plătesc, tot plătesc, tot plătesc dările. Încasez la populație, plătesc dobânzi și... Mă duc la guvern să mai îmi dea din fondul de rezervă să-mi plătesc... Ceva, cheltuielile de funcționare eventual. Da. Și după aia, după 4 ani de mandat, o să zică lumea: domnule, dar Matale n-ai făcut, domnule, nimic, ca domnule. Tot domnul, a, să vină Bălănescu înapoi. Tot domnul dinainteasă dumneavoastră era mai bun. Domnule, l-a făcut cu ceva, domnule. Matale n-ai făcut nimic. Nici măcar n-ai fost în stare să cheltuiești împrumutul ăla. Împrumutul domnului, da. Adică e cumva ciudat. Noi, România, n-am mai trăit asemenea, nu știu, realitate politică până acum, nu știu, mi se pare puțin împins în extrem. Eu sper să nici nu trăim așa ceva. Eu adică sper. Alegerile undeva în septembrie, 27, 22 sau 29 septembrie, mi se păreau alegerile foarte logice, exact, sunt spiritul celor din 2020, sunt la termen, sunt ok, nu văd de ce le-am grăbit acum pentru luna iunie. Eu știu niște dedesubturi de aici, unul dintre ele, adică nu e un dedesubt, asta e o chestie de notorietate. Se dorește undeva creșterea prezenței la vot la europarlamentare prin antrenarea structurilor locale, consilii locale, consilii județene, primari, pentru a ieși masiv la vot în interesul localelor, pentru că știm, europarlamentare, da, nu manifestă un interes foarte crescut. Eu am o altă părere, dar vă las să termin. Și nu, eu vă spun o școală, da, de gândire, da, și atunci pe structura asta să ai un rezultat foarte bun, mă refer la partidele care sunt cu partide cu primari mulți, PNL, PSD, și atunci duci votul de la locale, îl duci și spre europarlamentare, îl maximizezi. Da, și pui capac cumva. Și pui capac acestor zone în care, nu știu, avem partide de zonă extremistă, suveranistă, șoșocistă sau auristă. Cred că asta e o gândire la nivel central, care poate să fie o gândire pe care o înțeleg, are o logică. Nu știu dacă s-au făcut simulări pe sondaje în sensul ăsta, să vedem dacă nu cumva un aur care astăzi gravitează la 18-19%, îl potențezi să-l bagi în locale cu 18-19%, ceea ce ar fi o greșeală politică de strategie, sau dacă nu, mai bine să-l lași la europarlamentare să-și ia votul politic 17-18-19% cât are. Și o să vedem că la locale acest corp politic se duce la jumate aproape. Da, eu... Asta e o teorie. Și a doua teorie, din datele pe care le știm și noi și le cunoaștem, acum săptămâna trecută a avut loc un sondaj făcut de Pieleanu. Da. Cred că e în Scopul, dacă nu mă înșel. Și pe acest sondaj, datele, nu vorbesc de cele care au fost prezentate public, ci de datele care le cunoaștem și noi liberalii. Mai dăm vreo 2 puncte jos. PSD avea 27%. El a fost public cu 29%, deci... Deci avea 27% exact, și asta înseamnă o scădere de 3% față de ultimul sondaj de acum o lună și ceva în urmă, pe fondul protestelor din țara transportatorilor și fermierilor. PNL un 21%, AUR un 18,7-19%. Și de acolo probabil și dorința PSD-ului și a liderului PSD Marcel Ciolacu de a intra mai repede în alegerile locale, de frica să nu mai scadă probabil până la momentul ăla. Dar asta e o teorie. Eu am o teorie. Nu trebuie să-și pună nimeni problema prezenței la europarlamentare. De ce?
Pentru că dacă vor continua politicile Bruxellesului de acum, dacă nu se vor rezolva problemele cu agricultorii, cu transportatorii, dacă românii, toți cei care au interese pe transport, pe transportul rutier, vor continua să fie puși la marginea Europei și tot asta, vom avea o prezență la europarlamentare cum nici nu gândim. Numai că nu va fi prezența pe care și-o doresc cei de la Bruxelles. Va fi prezența pe care nu și-o doresc cei de la Bruxelles. Adică o prezență masivă a celor care vor vota contra. Nu pentru. Corect. Și știți la ce mă refer. Da, corect. Deci, asta este părerea mea acum și pe zi ce trece, mi se pare că lucrul ăsta se întâmplă nu cu voia guvernului neapărat de la noi, nu, ci pe baza politicilor europene. Bun, da? Aici, cred că și cei din Europa care fac politicile astea macro pentru macro-europene, îți pui problema când apare un partid de ăsta suveranist sau un curent suveranist, că nu doar în România, ci în Europa, de zonă chiar extremistă, și îți pui problema de ce urcă în sondaje, de ce de la 3%, 2%, 5% când apare, ajunge la să aibă un 15-20% în mai multe țări din Europa, numai în România. Nu trebuie să faci doar o constatare. Dom'le, uite, ăla are 20%, bă, hai să văd cum îl scad. Nu, hai să vedem cauzele. Hai să vedem cauza. E foarte importantă cauza și când te îmbolnăvești de ceva, constați că ai o boală, trebuie să te tratezi, dar trebuie să vezi cauza, că dacă nu înlături acea cauză și ea persistă, boala reapare, s-ar putea într-o formă mai gravă. Adică, băi, să eliminăm cauzele. Unde greșim noi? PPE-ul sau PSE-ul? Unde greșim? Acolo, acolo și acolo. Din aceste motive ale unor politici orientate într-un mod poate greșit față de unele categorii socioprofesionale, acolo trebuie să umbli. Aceste politici pe care le promovezi și încerci să le implementezi în Uniunea Europeană și în țările membre. Aici e marea problemă. Și acolo trebuie să umbli, pentru că dacă nu-i mai dai apă la moară curentului suveranist sau acestui curent de extremă, el scade încet și sigur. Și revii la normalitate. Dar nu poți să faci o normalitate doar după mintea unuia de la Bruxelles, să cum crede el dintr-un birou că e normalitatea, trebuie să fie normalitatea, fie că e în România, fie că e în, nu știu, în Germania, în Franța sau în alte parte, că am văzut că sunt proteste în mai multe țări, și normalitatea trebuie să o iei, să o simți pe pielea ta, să o înțelegi pe politicile pe care le construiești acolo. Politicile trebuie să fie politici proactive pentru toate categoriile socioprofesionale, nu doar politici gândite de cineva dintr-un birou după niște scheme care poate nici nu au logică. Da. Haideți să ne întoarcem la viața județului. Emisiunea suscită interes, ceea ce este foarte bine. E bine. Așa. Haideți să ne întoarcem la viața județului. Bateți județul, ați fost, ați văzut, bănuiesc că ați trimis și lista de candidați la primărie, nu? Da. Ați trimis-o peste tot, adică în toate localitățile? Nu, n-am trimis-o în toate localitățile. Nu? Nu. Avem și noi câteva localități în care nu am stabilit candidatul, nu l-am bătut în cuie. Urmează să-l trimitem, probabil, cel mai probabil, până la sfârșitul lunii februarie. E un secret câte localități nu au primar, că fac și o știre. Fac aia cu Vasiliu, o fac și pe asta. Cred că din total 83 de UAT-uri cât are județul Neamț, cred că PNL-ul avem undeva în 5 sau 6 localități. Nu am trimis încă nominalizările, pentru că acolo mai avem niște sondaje de calibrare în curs, una la mână. Avem 2, 3, 4 persoane care vor să candideze și nu pot să iei decizia cea mai bună, pentru că dacă o luăm doar așa din birou, cum vorbeam mai devreme de Bruxelles, îl bucur pe unul, dar îl super pe altul. O idee e să ții echipa cât mai unită ca să fie cât mai competitivă. Și asta mai facem niște sondaje și o să stabilim și acolo, cred că 7 localități de toate. Și acolo o să avem până undeva cel târziu, cred că 20 februarie, o să avem nominalizările și acolo. Eu revin la subiectul meu preferat. La Roman e în situația asta sau nu? Nu, Roman nu este în situația deci asta. Deci este domnul Leoreanu. Municipiul Roman este domnul Dan Laurențiu Leoreanu. Deci ca să lămurim o dată pentru domnul Leoreanu. Poți să lămurească lucrurile foarte repede. Adică eu v-am spus de emisiunea trecută. Da, dar eu sincer am rămas vreți așa. Vreți să vedeți o lansare mare, o confirmare, o conferință de presă? Nu, nu. A, nu, 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 pentru că nu voi fi invitat. Dar cine nu vă invită pe noastră? Păi, de exemplu, domnul Leoreanu și-a ținut raportul. Eu am vrut să fiu și eu acolo, că sunt un tip curios.
Când din fire. Din fire, așa, când își ține un om cu realizări raportul. L-am aflat de la un coleg. Băi, vezi că e raportul domnului Ioran. Zic, hai să intru și eu, cumva, am intrat pe site-ul unui coleg, am dat și un mesaj. Zic, adresa mesagerului este asta, poate și altă dată. Dar nu e o problemă, pentru că fiecare comunică cum știe. Nu, probabil că în maxim două săptămâni o să avem și anunțul oficial. Am înțeles. Bun, ceea ce spun eu e tot oficial, adică luați de bun ceea ce vă am precizat. De data asta vă cred, pentru că... Da, dar de câte nu m-ați crezut? Sincer, nu. De ce? Sincer, nu. Dar a fost vizita la Iași și atunci s-au lămurit lucrurile și... Erau lămurite dinainte de vizita la Bine, dar probabil că la Iași o să mai pus un pic de mortar la temelie acolo, ca să fie sigur. Nu, erau lucrurile foarte clare. Nu, la Iași chiar la domnul Eureanu n-a fost și... A fost doar marți la Iași, n-a fost și miercuri când a fost la Roman. Chiar dacă n-am fost invitați, știm. Da, dar ăsta e rolul presiei, să știe. Dar discuții foarte multe n-au avut pe subiectul ăsta. Lucrurile erau cimentate, cum a spus dumneavoastră, de ceva timp în urmă. Nu e o dorință a lui Laurențiu neapărat, domnule, vreau să mă vorbesc cu domnul Ciucă sau trebuie să mă confirme cineva. Nu. Discuțiile cu Romașcani, discuțiile, problemele din Roman actuale și discuțiile cu Romașcani l-au determinat pe domnul Eureanu să își dorească să revină la primăria municipiului Roman. De altfel, am auzit și eu, și oficial și neoficial, așa că avem și noi oameni care ne mai spun lucruri din zona politică, că este un domn de pe la Târgu Neamț care se visează de primar, el în funcție, se visează de mult timp și își dorește cu mare ardoare să ajungă deputat sau senator în Parlamentul României și acolo crede că-i scâinii cu laci în coadă și dacă ajunge acolo l-a prins pe Dumnezeu de un picior. Și el face o referire, o remarcă, la un moment dat, domnule, voi nu poți, domnule, din funcție de parlamentar să cobori înapoi la primărie, adică atâta zonă de a te da mare, de, domnule, cine mi-s eu în fața mea dacă eu sunt parlamentar, să mai cobori acolo jos, jos la prostime, la aia mulți, la aia sărași, la aia așa, într-o primărie, acolo în mizerie să cobori jos în cloaca acolo, din înălțimea funcției de parlamentar. Asta este afirmația președintelui PSD Neamț, Vasilică Harpa. Dar unde au fost făcute? Au fost făcute în mai multe discuții. Eu am auzit la conferința de presă un lucru și l-am și comentat aici. A făcut inclusiv, cred că, într-o conferință de presă la Roman. Că asta nu știu, că la Roman n-am... Nu vă cheamă pe noastră la Roman, trebuie să vă invit eu la Roman. Așa. La Piatra a spus așa, că are discuții sau că a avut discuții cu doi parlamentari. Are cu foarte mulți parlamentari și parlamentari din Bacău, din Vaslui, din Botoșan, din Suceava, fiind spre domnul Harpa. Domnul Harpa e un pol care luminează și de aia foarte multă lume vine spre domnul Harpa. Eu acum nu cred tot ce povestește domnul Harpa la televizor, nu cred că are deprindere de milițian. Și nu pot să cred tot ce spune pe la televizor. Dar revenind la Roman și... Știți, dacă o să vin aici în emisiune, o să spune că aveți deprindere de avocat. Păi, da, e o diferență. E o diferență foarte mare între avocat și milițian. Eu știu. Am spus deprindere de milițian. Ce spuneam mai devreme de Roman și asta zic, Laurențiu, ca deputat nu face niciun pas înapoi spre a veni la primăria municipiului Roman. Roman e un municipiu de aproximativ 60.000 de locuitori, un municipiu care a început lucrările la autostradă, apropo, în zona Romanului și în zona limitrofă Romanului. Tocmai am primit niște filmări cu drona de la Trifești. Păi la Trifești se lucrează, da? Da. Deci tocmai ieri. Da, și atacau cu multe utilaje acolo. Chiar și acum dimineața i-am văzut se lucra de la 7 dimineața. Asta zic, Laurențiu se întoarce la Roman nu ca un pas înapoi, din punctul meu de vedere și dintre lui de vedere. E ca un pas normal pe care îl face, pentru că unde să fii la București, sigur, un parlamentar, bun Laurențiu, un parlamentar președintele Comisiei de Apărare și Ordine Publică din Camera Deputaților, dar să fii totuși primarul unui municipiu de 60.000 de locuitori, undeva trece autostrada, Romanul asigură astăzi undeva la 56% din PIB-ul județului Neamț, Romanul are o putere economică mare, iar în viitorul, eu știu, mediu să zic, în următorii 4, 5, 6 ani, Romanul va cunoaște o, dacă nu dublare, chiar triplare, a puterii economice de pe zona Romă, datorită acestei autostrăzi a 7 care ne va tranzita zona Roma și Roman Metropolitan. Romanul este cel mai bine poziționat oraș din județul Neamț și aș îndrăzni să spun chiar din nord-estul României. Este punct logistic, este cel mai important punct încă de pe timpul lui Ștefan cel Mare.
Romanul era, acolo se făceau provizioane. A fost și pe timpul lui Ștefan cel Tare. Acum și mare și tare, nu mai contează. În toată perioada, acolo inclusiv vechii comercianți evrei care stăteau în zona Neamțului, acolo erau zona de depozitare. Depozite. Exact. Adică Romanul are un potențial uriaș de creștere. Și spațiu permite și încrengătura de drumuri și calea ferată și tot. Da, suntem în anii de 85, acum aș de așa, adică Laurențiu vine, s-a gândit foarte bine să revină la primăria municipiului Roman. Bun, acum haideți să nu ne ascundem. El vine la primăria municipiului Roman și pe fondul obligativității partidului de a câștiga alegerile la Roman. Da și nu. Gândirea noastră ca Laurențiu să candideze la Roman, dorința lui, discuțiile pe care le-a avut cu zeci, cu sute de romani, nu sunt de acum, sunt de astăvară. Bun, nu, eu vreau să spun așa, că sunt din luna august. E important pentru partid să aibă important un candidat. Cu cât ai un candidat mai bun, cu atât și scorul electoral este mai bun, clar. Și câștigi mai multe direcții, inclusiv la Consiliul Județean, voturi, inclusiv vot politic. Sigur că și eu am nevoie de Laurențiu să facem echipă la Roman pentru Consiliul Județean, dar nu uitați și eu sunt din Roman. Știu înainte, când a candidat Mugur Cosmacic în 2020, domnule, avea nevoie de Laurențiu, avea nevoie de fiecare să-și ia voturile de acolo, pentru că nu era din Neamț Mugur. Dar nu, eu n-am spus asta. Eu am spus altceva. Nu m-ați înțeles. Eu am spus așa. Dacă ai candidați buni în oraș, ai la Piatra Neamț, ai la Rosnov, peste tot. Cu cât ai aici și pentru Consiliul Județean. Da, aici ai o aglomerație urbană mare. Sigur că da. Și atunci capacitatea de a obține voturi de acolo este mai mare dacă ai un candidat bun. Sigur, că mai se întâmplă să fii și candidat la județ de acolo. E altă poveste. E cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Dar asta spuneam. Probabil că și contracandidatul care va veni acolo e important. Sunt mai mulți contracandidați. Poftim, eu zic de cel de la PSD, că ceilalți nu i-au anunțat nimeni încă. Ați auzit pe cineva să anunțe? Nu sunt convins că va candida cel de la PSD. Nu? Așa ușor, voci. Acum eu nu știu, chiar asta mă depășește, sincer, că n-am apucat să vorbesc nici cu candidatul dumneavoastră, nici cu contracandidatul de la PSD. Dar nu știu, mă gândesc când o să fie întrebat domnul Harpa de domnul Ciolacu cu candidatul de la Roman, sau când o să primească întrebări de la televiziunile mari și trusurile importante de presă din București, domnul Ciolacu, cum comentează faptul că la Roman are un candidat, o persoană care se află în funcția de conducere a Spitalului Județean Neamț, era managerul Spitalului Județean de Urgență Neamț și în mandatul lui au murit 10 oameni, e o întrebare la care e greu să dai un răspuns. E o întrebare la care ar trebui să se pronunțe în primul rând parchetul, instanțele, la un moment dat, să stabilească o vinovăție sau nu după caz a unora sau altora și după ce ești exonerat, presupunem că ești nevinovat și ești exonerat de orice răspundere, atunci poți să zici, domnule, am închis un capitol nefast din viață și mă gândesc la viața publică, politică, administrativă, dar atâta timp cât nici măcar nu s-au încheiat audierele la parchet cu privire la fapta din 2020 în care Lucian Micu este suspect astăzi, are calitate de suspect în dosarul morții a 10 oameni. Și tu te apuci de politică și de începi campanii și vrei să fii din nou în fruntea unui oraș, păi cum să-mi o garanția și încrederea că tu ești un bun administrator al unui oraș, a unei primării, când n-ai putut să administrezi un spital județean în care în mandat tot au murit 10 oameni. Eu nu spun că e vinovat sau nu Lucian Micu, dar există, cel puțin din punct de vedere moral, planează niște suspiciuni grele acolo. Da. Acum eu bănuiesc că cei în cauză s-au gândit, au analizat cumva. Nu sunt convins, cred că au făcut la disperare. Deci nu știu, astea sunt lucruri care sunt în interiorul unui partid. Până la urmă, nu vii cu un candidat, îl arunci în apă. Ba da, așa s-a întâmplat la Roman. Din punctul meu de vedere, așa s-a întâmplat, pentru că nu vreau să comentez ce în casa altora,
Dar anunțul, pentru că în Roma, repet, e de notorietate, nu s-a aflat ieri, azi, acum o săptămână, că domnul Reanu va candida la primărie și se va întoarce de primar la Roman. Asta e o discuție care, repet, începe prin vară, prin august. S-a accentuat pe măsură ce a trecut timpul, s-a discutat în mai multe grupuri de romașcani această ipoteză și a prins contur, și asta a fost și discuția cu Laurențiu, să începem să o discutăm mai pe larg după sărbătorile de iarnă. Și în momentul în care s-a tot vehiculat, a auzit că Laurențiu va candida la primăria municipiului Roman, atunci PSD-ul, părerea mea, s-au grăbit și au luat, să zic, candidatul care își dorea pe de-o parte și au luat candidatul care consideră ei, dar din punctul meu de vedere, în mod total greșit, că poate face o figură bună la Roman. Eu vă întreb atâta lucru. Dacă în timpul campaniei electorale sau în preajma campaniei electorale, fără niciun amestec de niciun fel, din nicio parte, nu știu, presupune că alegerile vor fi în iunie. Presupunem așa că sunt în luna mai sau aprilie, domnul Micu este chemat la parchet. La PICCJ, la parchetul în alte curse de casație și justiție, pentru alte declarații, completări. Sau în luna respectivă se face rechizitoriu și domnul Micu trimis în judecată pentru moartea celor 10 oameni. Cine își asumă riscul ăsta? Adică e un risc pe care un partid politic și-l asumă doar într-o zonă de disperare. De asta văd la președintele PSN Neamț, Vasilică Harpa, și la partidul pe care îl reprezintă, disperare. Bun, apropo de disperare, haideți să vorbim despre candidatul la târg. L-ați anunțat sau acolo e unul? Nu. Nu l-ați anunțat? Nu. N-am noroc. Da, l-am. N-am noroc. Păi, atunci... Nu-l spun. Nu-l spuneți, faceți un portret. Un portret robot. Nu am talent la desen, domnule. Haideți, vă rog, frumos. E administrație, e... Om eu nu foarte ok. Eu nu foarte ok. Da. Înseamnă că nu e din administrație. E un om foarte în regulă, un om ferm, un om hotărât, un om care îmbină, nu neapărat o zonă administrativă, dar îmbină și business și cu o zonă cât de cât administrativă. Un om care are performanțe și a performat în cariera pe care o are până în prezent. E bărbat, nu e femeie, asta vă pot spune. Și un om care e hotărât să câștige primăria municipiului Târgu Neamț și sunt convins că se va bate acolo la câștig. Are inclusiv echipă în momentul ăsta? Da. Are echipă. Bun, vorbim de echipa PNL-ului de astăzi. Nu, vorbesc și... Și vorbim de echipa PNL-ului plus ce poate să... Capaciteze în plus. Sigur că da. Și când îl anunțați pe 8, pe 10? Pe 8 o să anunțăm alte lucruri. Cred că... nu știu, cred că în viitor apropiat. Am zis până undeva 15-20 deci, februarie. Eu sunt foarte curios pentru Târgu Neamț. Eu am o teorie la Târgu Neamț. Și vă rog. Sunt... Nu. Asta nu o n-o spun nici eu. Dacă îmi spuneți candidatul, vă spun și teoria. Nu mie. Spune mai ce dar cu altă ocazie. Dar vă spun că avem un candidat extrem de serios. Da. La Bicaz v-ați hotărât? În linii mari, da. Avem doi candidați acolo. A, deci nici ăsta nu-i trimis la București. Ba, e trimis la București. A, e trimis. Ok, am înțeles. Sunt doi, dar unul l-ați trimis. E unul plus unul cu rezervă, ca să zic așa. Am înțeles. Nu, depinde... Nu, avem candidatul la Bicaz, hotărât, stabilit. Vreau să mai vedem puțin și candidatul PSD-ului. De asta zic că putem gândi acolo. A, în funcție de ce candidat va avea PSD-ul. Păi înțeleg că domnul Sălăgean nu va mai avea, nu va mai fi pus de PSD să candideze, nu mai primește încrederea PSD-ului să mai candideze un mandat. Înțeleg că și-ar fi dorit domnul Sălăgean și aștept să văd puțin și candidatul PSD-ului. Păi poate vine domnul Sălăgean la dumneavoastră. Nu cred că vine domnul Sălăgean la PNL, nici nu cred că ar fi bine să vină domnul Sălăgean la PNL, pentru că domnul Sălăgean de 3 mandate ține orașul la îmbeznă, ține în întuneric, într-o zonă de gri, de cenușiu. Nu are ce căuta domnul Sălăgean în PNL. Domnul Sălăgean să-și vadă de bătrânețele lui, de pensie, de PSD-ul lui, dacă tot... Din câte îl cunosc eu pe domnul Sălăgean, dacă nu va fi nominalizat de PSD, va căuta pepite sau alte lucruri, pentru că el nu renunță de obicei. Înțeleg că PSD-ul nu-l mai creditează cu șansă pe domnul Sălăgean și atunci vor să pună la candidat. Sunt foarte curios ce candidat vor avea și ei. O doamnă din Piatra,
o să o ducă la Bicaz acolo să facă performanță, nu cred că va fi cu reușită și cred că mai au vreo două variante acolo. La un moment dat și-a anunțat candidatura și fostul primar de Dămuc. Domnul primar de la Dămuc, da, la statul că e prin America, de fapt nu e prin America, e prin Germania, de fapt înțeleg că vine prin România, a zis că nu mai candidează, de fapt vrea să candideze. A fost dat afară de, tocmai de colegii lui din PSD, de la, la Drupo era, firma Consiliului Județean. El a fost pus acolo de Ionel Arsenea, a venit domnul Harpa din răzbunare față de oamenii lui Ionel Arsenea, a zis, bă, ăla e de la Arsenea, dar afară. E bun, nu contează de la Arsenea, dar afară. Așa face cu toți care erau mai într-o relație mai bună sau... Am înțeles că a avut un argument. Vizitele făcute la domnul Arsenea. La domnul Arsenea. Așa, și care e problema? Păi nu știu. Păi și care e problema? Domnul Bănescu, politica e politică, prietenie e prietenie. Steaua cu Dinamo sunt adversari consacrați, da? Asta nu înseamnă că după meciul de fotbal, jucătorii de la ambele echipe care au relații între ei nu se pot duce împreună la o petrecere, la o cununie, la o botez, la o nuntă, la o discotecă, la o bere sau la un bar de vin sau la o masă. Pe teren e o treabă, în afara terenului poți să ai și există și normal să existe așa relații de prietenie. Da, eu aș întreba altceva. Domnul Harpa nu era în aceeași situație cu domnul de la Dămuc, cu domnul Covasan? Era și el prietenul domnului Arsene? Eu vă spun 100% că era. Păi Daniel Harpa în 2012, când a candidat... A bine, 2012 vă garantez eu că au făcut echipă și era foarte bine. Băi, Daniel Harpa, dacă nu era Ionel Arsene în 2012, eu eram în USL atunci, știu foarte bine, eram apropiat de Dorin Vrsărescu, președintele PNL-ului, și coordonam campania PNL-ului la momentul respectiv, dacă nu era Ionel Arsene, Daniel Harpa nu era primar. 7.000 de ani, cum vă văd și cum mă vedeți. Deci campania de la Târgu Neamț de atunci a fost o campanie emblematică. Campania la Târgu Neamț a fost o campanie cu acordul PNL-ului, care l-a retras pe candidatul de atunci care, care era propozabil. Uite, de candidat. Asta este o altă știre. Păi da. Deci cu acordul PNL-ului a fost da. Păi ca să se scape de Arnăutu. Păi noi a fost în USL atunci. Și PNL-ul avea un candidat foarte bun. Ionel Arsenea la momentul respectiv venise cu Vasilică Harpa, un milițian necăjit de pe la Târgu Neamț, a, nu era așa infatuat ca astăzi, era mult mai mic. Și în discuțiile, în negocierile dintre PSD și PNL de atunci, domnul Arsene l-a convins cumva pe Dorin Vrsărescu să susțină pe candidatul pe... Adică Harpa. Probabil a spus așa, e zona Târg, unde nu sunt știu, și eu. Nu s-au înțeles, da. Dar clar că așa s-au înțeles. Și campania a fost făcută, cu Lițean Donel chema pe candidatul nostru și un om mult mai bun, deci mai echilibrat, a murit Dumnezeu să rete decât Vasilică Harpa. Și a ajuns domnul Harpa primar. Pe voturile PSD atunci și al Partidului Național Liberal. Pe voturile alea Harpa s-a ales primar. Dacă Harpa nu era susținut și de PNL atunci, nu era primar 7.000 de ani. Dacă Harpa nu ar fi avut pe Ionel Arsene atunci, cu Ionel Arsene, cu toate păcatele și defectele lui, nu ar fi avut pe Ionel Arsene să-l susțină, să-l nominalizeze la funcția de primar, Harpa nu era primar 7.000 de ani. Da? Și a ajuns primar 2012-2016. Am uitat că atunci a fost USL. 2016-2020 și în prezent. Iar el a fost unul dintre cei mai buni oameni, cei mai buni prieteni, pardon, al lui Ionel Arsene. Și primul om și printre primii care s-au dezis de Ionel Arsene, când Ionel Arsene a intrat la necaz, că omul știi cum e, prietenul se vede nu la bucurie. Când e masa plină, toată lumea e prieten cu tine. La necaz și când ai o problemă, atunci se vede cine ți-e prieten cu adevărat sau nu, atunci se vede cine te ajută sau nu. Eu nu am o problemă. Ionel Arsene a fost adversar politic. Nu mă bucur de necazul omului, dar ne-a fost adversar politic, dar ne-a bătut politic. Asta e o realitate. Nu puteam să fim și prieteni în același timp și adversari politici, că nu merge. Și a făcut destule prostii prin județul Neamț, a făcut și câteva lucruri bune, nu zic că nu, a făcut și multe prostii. Dar Harpa nu are niciun motiv să înlăture, adică să, după ce a plecat Ionel Arsene cu necazul pe care are, să se bucure de necazul omului, i-a luat locul, după aia a lăsat tot de Arsene și în momentul în care a luat locul, s-a răzbunat cu, zice așa, i-a înfierat cu mânie proletară pe toți oamenii care erau prieteni cu Ionel Arsene și toți oamenii pe care Arsene la un moment dat i-a susținut. Dar creația lui Ionel Arsene este Vasilică Harpa. Ca să ne înțelegem. Una din creațiile lui Ionel Arsene este Vasilică Harpa. Ciprian Șerban la fel. E creația lui Ionel Arsene.
Bine, din punct de vedere politic, mă refer. Susținerea, cariera politică, când te pune cineva undeva pe o funcție, te nominalizează pentru o candidatură undeva. Ca să fim, e vorba ca de... să lămurim, da, lucrurile cu Ciprian Șerban, el a venit din PPDD. Da, corect. El a venit din PPDD. Corect. După aceea... Da, a venit din PPDD, a venit din PPDD în calitate de consilier județean și a asigurat o majoritate. Acolo a asigurat majoritatea în consiliul județean împotriva lui... Ciprian Șerban a jucat-o politic, dar după aia în interiorul PSD-ului, funcția de parlamentar, nominalizarea a făcut un Ionel Arsene, clar, fără discuție. Da, adică foarte mulți. Oana Bulai, Ciprian Șerban. Da, Florentina Moise, Adrian Niță, sunt foarte mulți. Lista poate continua, adică sunt foarte mulți oameni pe care Arsenie... Astea sunt lucruri care nu le poate contesta nimeni, absolut. I-a ajutat pe oamenii ăștia în cariera lor politică, despre asta zic. Unii au fost sau sunt și în continuare recunoscători și treaba lor și meritul lor și normal să fie așa, indiferent de problemele pe care Ionel le are. Alții văd zona asta, domnule, a murit șeful, gata, trebuie să-i radem tot. Nu așa se face, din punctul meu de vedere, dacă ai o etichetă de moralitate și dacă ai caracter. Uitați ce vă spun, dacă ai caracter. Dacă ai caracter, nu faci așa ceva, ce face Vasilică Harpa astăzi. Din punctul meu de vedere, nu faci așa ceva. Dacă ai caracter, vorbim de caracter. Și de asta când mă adresez câteodată, spun, domnule, are mentalitate de milițian. Că asta e mentalitate de milițian. Om fără caracter, care stă cu tine la masă și după aia te oprește 200 de metri mai încolo. Ce faci, domnule? Nu te mai cunoaște. Da, eu aștept cu nerăbdare o emisiune. Deci dacă i-a făcut asta, o emisiune cu președinții de partide. Dacă are Daniel curaj să vină, îl aștept. Dar nu asta că are curaj. Deci dacă Harpa are curaj, merg eu la Târgu Neamț, facem emisiunea unde vreau, în birou la el, în fața primării, unde vrea, la orice ordine zici. El imitați pe Simion cu fluturi. Nu, domnule, nu. La orice oră din zi și din noapte, unde vrea domnul Vasilică, acolo merg la emisiune cu el. La dezbatere publică, cu oameni, cu presă, cu sute, cu zeci de oameni, cu mii de oameni, când vrea. Îl invit, îl aștept, când vrea. Am atâta să-i spun. Păi eu o să încerc o asemenea dezbatere și cu domnul Bulai și cu toți, trei, patru. Nu, cu Vasilică Harpa, nu. Da, de ce? Nu, da, cu Vasilică vreau. Da. Insist. Adică dacă tot vreți să-mi faceți ziua mai frumoasă, duceți-mi după Vasilică la o dezbatere. Bun. Deci, am știre cu dezbaterea. Eu fac pariu cu dumneavoastră că nu vine. Cu știrea cu dezbaterea, am știrea cu portretul candidat al celui de la Târgu Neamț. Am știrea cu Daniel Vasiliu. Ce știre mai dăm la final? Nu știu. Nu știți? Nu știu ce știri să mai dau. Deci asta e rolul unei emisiuni, să facă știri. V-am dat aia cu candidații, dacă vreți, că nu am fixat candidații în toate localitățile. Păi da, dar nu mi-a spus decât trei. Ce trei? Localități unde n-ați fixat candidații. Roman Târgu, adică Roman Târgu Neamț, la Bicazie cu fixat, dar mai așa, mai sunt încă trei care nu mi le-a spus care sunt. Nu le mai știu nicio acum. Nu le mai știu de asta. Eram sigur că le mai știți. Vedeți? Asta e. Bun. Da, asta nu înseamnă că dacă mi-am fixat, nu avem variantă de candidat. Nu, de vă dau două exemple. De exemplu, la Zănești n-am fixat candidatul. Cred că sunt mai mult de 7, vreo 8-9. La Zănești n-am fixat candidatul, dar o să-l fixăm probabil săptămâna asta și cred că la Piatra Șoimului nu-i fixat candidatul și urmează să-l stabilim. Da, sunt localități în care trebuie cu mare atenție, pentru că acolo sunt primari vechi, sunt primari cu un anumit... Sunt primari vechi, dar mie mi-arată sondajele de opinie pe care le-am făcute că Partidul Național Liberal are potențial în acele comune și în multe comune. Are potențial de creștere. Primarii aceia vechi sunt erodați ca imagine. Nu neapărat că au făcut prostii sau au făcut lucruri greșite, dar la un moment dat intervine și fenomenul de erodare. După 3-4 mandate, încep să te erodezi, domnule, și lumea să devină și un fenomen de saturație. Doar că, nu știu, în comunele astea, nu doar în astea două, în multe comune, există încă la noi, în provincie, așa, frica aia de primar. Că, domnule, când o să mai dea autorizație, nu știu ce, când o să mai elibereze nu știu ce adeverință, că cine știe ce o să-mi facă. Că o să-mi trimită de omul care are un chioșc, cu un magazin așa ceva, un bar, un băruleț. Că o să-mi trimită controle, că o să mă închidă. Lumea la țară, față de autoritatea asta a primarului, încă trăiesc în teroare. Că primarul e bun sau rău, că e prost sau deștept, că a făcut lucruri bune sau mai puțin bune, că a tras fonduri europene sau nu. Apropo de asta, la Piatra Șoimului a tras zero. Și la întrebarea cuiva, dumneavoastră, de ce nu la fonduri europene? Că banii europeni sunt buni și uite, apă, canal, asfalt. Foarte PNRR.
Deci, domnule, eu când pui, așa zic, eu când pui cap pe pernă, vreau să dorm liniște noaptea. Răspuns de primar în 2024. Judecați dumneavoastră mai devreme răspunsul lui și filozofia lui despre viața politică și administrativă la primărie. Să nu vă supărați pe mine. De vină pentru starea asta de lucruri este tot clasa politică. Nu suntem toți? Și presa? Și nu presa, ne băgați doar da. Pe noi. La un dar eu loc. N-am spus. Eu, de exemplu, aș vrea să prezint drepturile cetățeanului dintr-o comună. Dar eu am avut o experiență neplăcută într-un oraș. Când primarul orașului respectiv făcea înțelegere cu chioșcarii, cumpăra ziare, adică lua ziarele ca să nu se vândă. În Piața sau în Roma? Nu mai știu unde. Ca să nu se vândă, le ținea și până le dădea înapoi chioșcarului ca să le dea retur. Bun, acum există... Știți? Și când am încercat să rezolv problema asta, toate tontoritățile statului au zis, dar ce a făcut? N-a făcut nimic. Nu e ilegalitate până la urmă. N-a făcut nicio ilegalitate. Dacă le cumpăra. Da, dar nu le-a cumpărat. Nu le-a cumpărat. Le-a luat, după aia le dea înapoi. Că chioșcarul respectiv era la mâna primarului. Corect, că depindea cu spațiul mic de acolo, da. Care l-avea. Da, acum există... Și nu și-a plătit nici dările. La primărie și-a fost lăsat. Acum există internet. Asta nu mai nu e același lucru. Haideți cu mine la târgu, haideți cu mine la Piatra Șoimului. Așa. Și să vedem internetul la Piatra Șoimului. Să luăm structura populației. Să vedem structura populației și după aceea... Am calcule făcute pe fiecare localitate cât sunt utilizatori de internet și de Facebook. Utilizatori de internet și de Facebook nu înseamnă abonament făcut la Digi sau în altă parte să ai internet în casă. Pentru că eu am plecat în Italia. De Facebook sunt. Eu am plecat în Italia, am cumpărat un telefon, l-am lăsat lui mama aia sau lui tata aia și i-am spus așa, ai aici asta și aici asta și aici asta. În rest, știți cum e? Eu cunosc utilizatori de internet în Consiliul Județean care îl utilizează la un lucru foarte important, se cheamă Solidar. Solitaire. În rest, nu. Nu. Da, bun. E, oricum, online-ul astăzi... Da, eu n-am nicio online-ul problemă. Online-ul este omniprezent. Adică de la copilul de, cred că de ce? De la 10-11 ani... Eu vorbesc de vot aici. Începe să intre pe online. Eu vorbesc de vot. Eu vorbesc de știre. Eu vorbesc de vot. Da, da, știrea care aduce votul. Știrea dumneavoastră, care apare în Mesagerul și ulterior știrea dumneavoastră care se duce pe online... Da. Pardon, poate ajunge pe foarte multe dispozitive, corect, laptopuri, dar tablete nu sau ajunge, telefoane. Nu ajunge la Bicaschei în satul nu știu care. Ajunge teoretic. Da. Practic. Poate fi ajutată să ajungă. Ai altă poveste. Dar omul ăla care e de la țară, vreau de primar și relația lui cu... Omul simplu de la țară niciodată nu va citi o știre care să spună așa, ce drepturi are cetățeanul în raport cu primarul. Nu citește asta. Nu va citi. Nu, dumneavoastră spuneți de ghidul cetățeanului în raport cu autoritatea publică locală. Domne, noi nu instruim politicienii și nu instruim consilierii județeni locali. Noi instruim să știe ei legea pe care lucrează. Habar nu. Noi am întors pe dos legea administrației publice locale, în loc primarul să fie cel care execută lucrurile, le pune în aplicare, cum scrie la finalul oricărei hotărâri de consiliu. E invers. Primarul decide ce va face, duce la vot, ăia votează și tot primarul face. Și atunci ne plângem că primarul îi înspăimântă pe oameni. Păi de-aia îi înspăimântă. Bun, îi înspăimântă pentru că nici cetățeanul nu e foarte asumat și nu știe foarte bine. Nu știe, pentru că dacă nu știe consilierul, cum să știe cetățeanul? Da, corect. Iar pentru că primarul, în mod normal, odată ales, trebuie să fie el în slujba oamenilor. Nu invers. Și nu oamenii în slujba lui. El devine vătaf pe moșie și oamenii devin șerpi sau iobaci pe moșia primarului. Da? Despre asta discutăm, doar că această mentalitate, din păcate, cred că la noi, cu precădere, nu știu, în zonele mai provinciale și puțin mai sărace, cum e nord-estul și parțial și în zona Olteniei la fel, sau sudul țării,
Aici încă mentalitatea aia de boier, de vătaf pe moșie, încă mai funcționează și să-i înfricoșeze pe oameni că nu-ți dau adeverință, nu-ți dau nu știu ce, îți trimit controle. Domnule, ce putere are un primar să-mi dă controle? Păi ce, primarul controlează pe șeful de la ANAF, de la, nu știu, DSVSA, de la OPC, de la ce, nu știu, mai sunt multe instituții de control. Păi ce e asta? La păi chiar unui primar de la, domnul, de la țară, indiferent cum se cheamă comuna, n-au cum să fie vreodată oamenii. Este exclus. Domnul, dar bagă frica oamenii așa, mișelește. Domnul președinte, vă spun eu cum se face. Luăm, nu știu, primărie din Suceava sau din Vaslui, ziceți. Din Vaslui mai bine. Nu știu, Solca, da? Da, nu, aia e Orășel. Îmi trebuie o primărie de comună. Păi, la ora 11, 12, primarul se întâlnește cu șeful de post, sau cu, că dacă are șef de post, dacă nu, da, e cu polițianul din zonă, se întâlnește cu încă vreo 2-3 intelectuali de aceeași factură, se duc undeva, beau ceva și primarul zice, băi, nea cu tare, uite-mă la ăla acolo, bă. Vezi, nu șo, în fața magazinului, și-a tras o bară, da, și n-are aprobare. 1, 2. Vezi că acolo sunt cam mulți bețivi care vin și stau tot timpul acolo. Șeful de post nu-i subordinea primarului. Nu-i subordinea primarului. Eu n-am spus că e subordinea. Șeful de post este locuitor al acelei zone. El de obicei are o problemă. Toate clădirile astea unde stau ei au o problemă. Sunt degradate, da, da, au lipsuri. Lemne, alte chestii, are o nevastă care trebuie, de exemplu, să-și găsească un loc de muncă. Are un nepot, are nu știu ce. Păi uite, vă dau un exemplu. Ești polițist în județul Neamț. Asta, da, e, asta e o știre, dar nu o dau. Ești polițist în județul Neamț, da? Ești și polițist vizibil, adică stai pe stradă, mai... La rutier, adică. Nu știu. Ai o nevastă. Băi, lucrează în alt județ. Cum fac eu să întregesc familia? O aduce acasă. O aduc acasă, dar înainte de a o aduce acasă, mă gândesc unde ar putea să lucreze ea. Apasă. Nu. Sistem. Și atunci, sistem. Și atunci mă duc, ai altceva, ai alt sistem. E pe conducte. Asta e pe poleț. Și atunci ce fac? Mă duc și zic, băi, Nea Cutărescu, tu poți să o convingi pe una să-și dea demisia dintr-o funcție pentru 3 luni de zile, să vină soața mea să ia locul și după 3 luni aia vine înapoi, dar a mea se fixează pe post? Poți, da? Hai, fixează, că și eu stau pe stradă, mai sunt așa și pe dincolo. Așa e și acolo, la comună. Ăla are, nu cred așa, că spuneți de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Nu, Doamne ferește, nici nu are nicio legătură, că era de altă treabă. Nu, mă gândeam. Nu. Milițian, deci, stradă. Apropo de influența primarului. Și apoi vă mai spun ceva. Dacă e vorba de influența primarului, am niște exemple de... Te doare capul. Da, dar nu ar trebui să se întâmple așa. Asta zic, nu e corect și nu civilizat, iar șeful de post acolo în slujba Ministerului Afacerilor de Interne și a depus un jurământ în slujba primarului, înțeleg, poate să fie relații de prietenie și de cumetrie, poate să fie, dar nu până într-acolo în care oficial polițistul, nu, eu nu contest, răspunde la comenzile primarului, vă spun, știu, eu. Asta știu și eu, dar eu spun că nu-i corect să se întâmple așa, pentru că poate să existe prietenii între primar și poliții, șeful de post, poate să fie și cu mătri, poate să meargă și la unul împreună, nu e asta problema. Dar nu poți să, nu-i corect, este eminamente că nu-i corect să se transforme acel domn polițist în unealta primarului de răzbunare și de vendetism. Vă dau un alt exemplu. Comunitate. Cunosc caz. Vă dau un alt exemplu. Un crescător de animale, mai contează, a intrat în conflict cu primarul. Așa. Bă, ce poți să faci tu ca primar cu ăla? Păi, la pășune. Unu, pășunea. A. Doi, chem pe agentul sanitar. Agentul sanitar, adică ăla care răspunde de zona respectivă din punctul de vedere al crotalierii, al... A, de la DSVS acum. Așa. Și spui, bă, ia la, pe lângă vacile pe care are, are și o turmă de vreo 20-30 de porci, și acolo, e ca un fel de crescătorie, dar vezi că e ilegală.
A, și spuneți că la de la DSVSA vine și... Și se duce. Și taca, 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 taca. Altfel nu s-ar duce. Adică sistemul ăsta de relații sistem bolnav acolo de e bolnav. E un sistem bolnav care ar trebui să... Ar fi trebuit să fi dispărut până acum, dar ar trebui să dispară. Cauza ar trebui să dispară. Și cauza. Acum vă spun, cu cât vii cu oameni mai tineri, indiferent de partidul pe care le prezintă. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Că e PSD, dar cu cât vii cu oameni mai tineri, care au pregătire superioară, care au făcut ceva studii, care au lucrat, eu știu, într-o zonă și fie au personalitate, fie într-o zonă privată, au leacă de personalitate, au mai văzut ce se întâmplă în orașele mai mari ale țării, poate au mai vizitat, au mai ieșit pe afară, prin străinătate, au văzut ce se mai întâmplă acolo, care e logica, care e filozofia de viață, și vin acasă, sau sunt de aici din zonă, și candidează și câștigă primăriile, mentalitățile astea retrograde încep să se schimbe văzând de la un an la altul. Cred că ăsta e secretul, să fie acest schimb de generații să se întâmple mai repede și să vină oameni din generațiile mai noi cu altă mentalitate și cu altă filozofie. Da. E foarte important ceea ce spun eu, pentru că altfel dacă vom rămâne în aceeași paradigmă, n-am nimic, Doamne ferește, cu oamenii, cu seniorii, cu oamenii care sunt mai în vârstă, cu oameni înțelepți, cu cultură foarte multă, cu experiență de viață, n-am absolut nimic cu nimeni, Doamne ferește. Dar la un moment dat, după ajungi la o vârstă a senioratului și la 60-60 ceva de ani, după 20 de ani de primar, când toată lumea se cu excepții șeful, care întăresc regulă. Și cu sunt și excepții, sunt și oameni de bună credință. Cu excepții care întăresc regulă. Dar la un moment dat ajungi să ți se urce la cap. Dacă nu ești bine mansardat, ajungi să faci prostii după prostii. Eu am văzut și sunt în toate partidele oameni foarte tineri care performează, sunt și oameni seniori, mai în vârstă, ca primari, care performează, care atrag proiect după proiect european. Au, și au făcut echipă. Și au făcut echipă, un management foarte ok. Dar sunt și oameni, cum a dat exemplu, domnule, eu vreau să dorm liniștit noaptea, de aia nu trag fonduri europene, zice primarul de la Pandurul de la Piatra Șoimului. Mentalitatea nu că el vrea să dormă liniștit, că e frică că fondul european îi face lui ceva, că l-atacă noaptea în somn. Că fondul european nu l-atacă noaptea în somn pe domnul primar. Dar dacă umbli la fondul european și încerci să faci niște lucruri care nu ar trebui făcute, care sunt incriminate de textul de lege, acolo probabil că cineva i-a spus, bă, de alea nu mai scapi. Acolo, dacă ai grijă, nu mai scapi. Uite, vine Codruța de la Bruxelles, vin entitățile astea care controlează fondurile europene, bă, și acolo n-ai scăpare. Și omul zice, bă, e spofticios așa de felul meu, îmi place mierea, îmi plac prăjiturile, îmi place. Bă, nu mă pot abține. Când le văd, mi-e poftă și nu mă pot abține. Și atunci zic, bă, mai degrabă nu-l pun în fața mea tortul la mare. Și frumos, nu. Mă declar diabetic. Și îmi plac prăjiturile astea, că le-am aici pe la mine prin curte, mănânc de alea. Că despre asta e vorba. Adică, bă, o mentalitate de genul ăsta, mentalitate retrogradă, care ar trebui să dispară cât mai repede, cu atât mai bine. Ne oprim, că am depășit timpul. Cu drag, mulțumesc frumos de invitație. Cu plăcere. Acum vreau să vă spun ceva. Emisiunea a suscitat un mare interes. Au fost foarte multe întrebări. Nu mi-a poate... adresat niciuna. Păi nu, dar au fost una prea... măcar. Nu, lăsa. Nu mai avem timp. Nu mai avem timp, am depășit deja cu vreo 7 minute. Dar eu vă propun să facem o emisiune în care să răspundem și la întrebările astea. 100% da. Luați pe emisiunea bucăt... care vine domnul președinte la PSD. Eu o să fac invitația. Eu o să fac invitația și o să facem o emisiune ca acele dezbateri în care există niște reguli, niște lucruri și punem și o trompetă ca să fie lucrurile în regulă. Bine, mulțumesc frumos pentru participare. Numai bine, sănătate, oameni buni, cele bune.